Hristos a înviat. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Iubiți credincioși, în această perioadă pascală, salutul creștinesc este acela de Hristos a înviat și răspunsul adevărat a înviat. De multe ori, când încercăm să ținem această mărturisire, ne lovim așa ca de un zid. Ne lovim, în primul rând, de niște priviri care, deși după atâția ani de salut, parcă se uită ciudat la noi, venind dintr-o altă lume. Și de multe ori avem impresia că vorbim în pustie, că nu ne ascultă nimeni sau că facem lucruri pe care ceilalți nu le bagă în seamă. Și tentația cea mai mare este conform aplecării umane de a face lucruri foarte comode. Cel mai comod ar fi să ne lăsăm. Adică dacă tot agasăm pe ceilalți, să-i lăsăm în pace. Nu, nu este chiar așa. Ca să înțelegem mai bine, mi-aduc aminte de o istorioară foarte interesantă. Se spune că odată la sârmul oceanului, un val foarte mare a făcut să ieșueze niște steluțe de mare. Dar nu erau zeci, nu erau sute, nu erau mii, erau sute de mii de astfel de steluțe de mare. Și toți treceau pe acolo, însă un domn a văzut un copilaș de câțiva anișori care lua câte o steluță și o arunca în apă, la care el s-a apropiat și a zis: măi băiețaș, uite care-i treaba, tu nu vezi că aici sunt sute de mii de steluțe, cât crezi tu că o să poți să arunci în apă înapoi pe cele eșuate? N-ai cum să le salvezi pe toate. Nu poți să faci nimic pentru ele. Ce, nene, pentru toate nu pot să fac mare lucru, dar pentru cele pe care deja le-am aruncat, am făcut totul. Iată că acesta este răspunsul și la aplecarea noastră dacă să facem sau să nu facem un lucru. Astăzi, fiind a doua zi de Paști, vă spun că sunt foarte mulți dintre noi care considerăm la un moment dat că ne batem gura de pomană. Am început cuvântarea aceasta cu mărturisirea Sfântului Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Botezătorul, care, întrebat fiind cine ești tu, ca să spunem celor care ne-au trimis ce mărturisești tu despre tine, a spus: eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Bineînțeles că sensul de atunci era legat de pustia Iordanului, era legat de lucruri foarte, foarte clare. Dar în limba română, de la această mărturisire a Sfântului Ioan Botezătorul, a venit această întâlnire a omului cu lucrul gratuit, cu lucrul așa zis gratuit. Dar astăzi vreau să vă spun câteva lucruri despre faptul că nimic nu este gratuit în viața noastră. Nimic nu este în plus și nimic nu este nevăzut de Dumnezeu. Ci tot ceea ce facem, un lucru mărunt, facem în perspectiva împlinirii unei misiuni. Chiar și acest salut pe care îl folosim de acum și până la înălțarea Domnului este mai mult decât un canon, este o mărturisire. O să spuneți: bine, bine, dar sunt oameni indiferenți, mai sunt și diverse situații în care chiar să uită la noi urât, e incomod să faci un lucru de genul acesta. Da, dar datoria noastră tocmai asta este, să nu facem numai și numai lucruri comode. Chiar îmi aduc aminte că cineva se uita așa foarte, foarte ciudat și când tata într-o benzinărie a salutat creștinește pe cei care erau acolo cu Hristos a înviat, unul așa, ca să intre chipurile într-o anumită atmosferă mai de zefle mea, zice: da, și eu am un prieten care ne salută cu Merry Christmas de Crăciun. Lesne se poate intra într-o ridiculizare a lucrurilor. Dar să ne aducem aminte de copiloașul acela cu steluțele de mare, despre care a spus că pentru cele pe care deja le-a aruncat în apă, a făcut totul.
Niciodată nu știm ce se declanșează în celălalt, ce se pornește din această putere a cuvântului a mărturisii că Hristos a înviat. Dar știm noi într-adevăr ce mărturisim cu acest Hristos a înviat? Știm noi câtă încărcătură există în ceea ce mărturisim noi? Nu prea știm pe de-a întregul, pentru că de multe ori uităm. Dacă nu am uitat de simbolurile pascale, cu siguranță că alta ar fi atitudinea noastră. Adică nu ne-ar mai interesa cum se uită X sau Y la noi, noi am merge înainte. Dar ca să putem să înțelegem acest mesaj, să știți că tradițiile, așa zis populare și așa zis păgâne, au fost încreștinate de către biserică. N-au fost repudiate. De exemplu, aș avea o singură întrebare. Dacă cineva, să zicem așa, că după ce ieșiți din curtea bisericii, vine și vă pune o întrebare cu reportofonul, știți de ce folosesc creștinii ouă roșii? Cred că din 90% dintre dumneavoastră care sunteți aici de față știți, că am mai spus și anii trecuți, dar măcar pentru ceilalți vreau să mai arunc o steluță de mare în ocean. Ouăle, oul este simbolul învierii. De ce? Pentru că Mântuitorul a înviat, nu a fost înviat de Dumnezeu, a înviat El. Este un mod de a înțelege lucrurile. Puiul, atunci când prin căldura mamei se dezvoltă în ou, nu poate să iasă din ou dacă cineva i-ar sparge coaja din afară spre interior, ci el dă dovadă că s-a pregătit pentru a ieși la lumină atunci când are suficientă putere să lovească cu ciocul din interior către exterior. E adevărat, îl mai ajută cloșca câteodată și mai dă și ea cu ciocul invers, dar primul pas pe care trebuie să-l facă este puiul. De ce? Ca să dea dovadă că este viu. Dacă nu dă dovadă că este viu, este un ou clocit și a eșuat. V-am mai mărturisit și altă dată că ispita, când eram mic, m-a dus de când eram pe lângă clocitoarele lui bunica. Am văzut eu că sunt ouăle calde, aveam voie să dăm găina cloșca la apă și să-i dăm boabe, numai foarte scurt timp, nu cumva să sărăcească ouăle. E, dacă am văzut că sunt, băi, cred că dacă mai căpăcesc câte un ou, iese puiul. De unde? Am stricat vreo 10 ouă. N-a apucat bunica să afle așa ceva, dar prin dumneavoastră vă mărturisesc faptul că am încercat chipurile să ajut un pui să iasă și n-am reușit. Simbolul că Mântuitorul a înviat, adică a înviat El la diateza reflexivă, este acest ou. Bine, acum o să spuneți că ou de Paște e fiert. Nici o problemă. Rămâne din el numai și numai simbolul, nu preparatul ca atare. Dar de ce este roșu? Se spune că mironosițele femei, când au venit de la mormânt și au văzut piatra răsturnată și au văzut înger acolo și s-a zis că a înviat Hristos, s-au întâlnit pe cale. Cum ne întâlnim noi acum pe cale? Cu cineva? Și de bucurie a zis, a înviat Hristos. Și în vremea aceea, că erau sărbătorile pascale, la evrei, ca și atunci, dar și acum, se foloseau puiul, se folosea oul și femeile aveau niște cărcotașele, vreau să spun, niște ouă într-un coș. Și una așa mai zeflemistă, cum ar fi cineva care nu ne-ar răspunde la salutul Hristos a înviat, a zis, auzi, așa cum nu sunt ouăle astea ale mele roșii de sângele lui, așa n-a înviat Hristos ăsta de zici tu. Și se spune că pe dată s-au înroșit ouăle acelea. Ouăle roșii ne vorbesc așadar pe de-o parte despre viață, despre sânge în care este viață, apoi despre posibilitatea de a înțelege mai bine că Mântuitorul a înviat, nu a fost înviat, așa cum v-am spus, și apoi de aici s-au pornit mai multe.
Lumea a crezut că, de fapt, oul trebuie colorat, n-a mai fost numai roșu, pentru că nu dădea bine ca să fie ouă numai roșii pe masă sau în coș. S-a apărut albastru, galben și așa mai departe, mov, în ceapă sau fără ceapă. Important este măcar să știm, chiar dacă le vopsim în acele culori, să știm de unde a provenit această culoare a ouălor. De ce vă spun toate acestea? Să fim în cunoștință de cauză. Pentru că dacă nu suntem ancorați într-o anumită realitate, riscăm să răspundem la întrebarea de ce să face așa, că așa se face. Păi stai puțin, cum adică că așa se face? Păi dar mai învățăm și noi câte ceva. Avem un simbol și așa cum v-am spus, Mântuitorul a înviat pe Lazar, a înviat pe fiul văduvei din Ain, a înviat pe fiica lui Iair, dar învierea Mântuitorului a fost cu totul și totul diferită. De aceea Mântuitorul nici măcar n-a mai murit a doua oară, că Lazar a mai murit a doua oară și ne așteaptă și până la învierea de obște, fiica lui Iair a murit a doua oară, fiul pe care l-a înviat Dumnezeu prin Ilie, fiul văduvei din Sarepta Sidonului, a murit din nou. Cei 500 despre care vorbește Sfântul Evanghelist Ioan, care au ieșit în Sfânta Cetate din morminte, au mai murit odată. E, Mântuitorul n-a mai murit încă o dată. Știți de ce? Pentru că a înviat singur. Pe ceilalți i-a înviat Dumnezeu. Pe Fiul lui Dumnezeu nici măcar Dumnezeu nu l-a înviat, ci singur a dat în mormânt și a dat piatra la o parte, cum dă puiul când este pregătit să iasă la lumină. Așa a înviat Hristos. Dacă vom avea aceste puține puncte în minte, cu siguranță că altfel ar fi atitudinea noastră când intrăm printre cei zeflemitori sau jumanfișiștii neamului acestuia, să le spunem Hristos a înviat. Nu e neapărat nevoie să primim răspunsul adevărat a înviat. Dacă așteptăm așa ceva, mai bine ne-am așteptat să ne dea unul o palmă, adică să fim pregătiți, că sunt diverse atitudini pe care acest salut îl poate dezvolta în cel care îl ascultă. Iubiți credincioși, acesta este mesajul zilei a doua de Paști. Am intrat într-o altă dimensiune în care trebuie să înțelegem că așa cum Hristos a înviat, ne așteaptă să înviem și noi. Dar cum putem să înviem și noi? Exact cum am spus, ca puiul, singuri. Ce putem să facem? Ajutorul pe care îl avem, așa cum îl are și puiul, este căldura din exterior. Cum e la pui cloșca, găina, așa este pentru creștini spovedania, duhovnicia și duhovnicul. Duhovnicul îți încălzește toată posibilitatea de a învia, dar tu trebuie să bați cu ciocul în sens de metanie ca să te pocăiești, să zici, Doamne, sunt pregătit să ies la viață. Adică trebuie să ne recunoaștem întâi că suntem morți, la căldura duhovnicului eclozăm și suntem așteptați să ieșim din găoace singuri. O să ne ajute duhovnicul, dar după ce batem noi prima dată la ușă. De aceea Mântuitorul zice, iată, eu stau la ușă și bat. Mântuitorul ne așteaptă, dar noi trebuie să fim primii care să dăm de înțeles că suntem pregătiți să-L primim. A-L primi pe Hristos, să știți că înseamnă a primi viața. Dacă înțelegem lucrul acesta, înțelegem și învierea Mântuitorului. Dar dacă nu înțelegem învierea Mântuitorului, nu înțelegem nici pe a noastră, nu înțelegem rostul vieții noastre, pentru că este o așa întrepătrundere între viață și moarte, încât dacă nu le înțelegem pe amândouă, nu înțelegem nimic. E ca și când cineva are un șnur alb și unul roșu și le are pe unul într-o mână și pe unul într-o mână. Păi nu o să facă mărțișor niciodată dacă nu le împletește. Pentru că și mărțișorul este un simbol al vieții. Iubiți credincioși, aș vrea ca mesajul acesta să-l ducem în sufletele noastre toată perioada aceasta, adică perioada ce ne-a rămas din viața aceasta.
De acum înainte nu ne mai oprim la înălțare sau la rusalii sau la nașterea Domnului, ci pur și simplu știm că sensul vieții trece prin noi și noi suntem cei care să batem la ușa veșniciei cu ciocul și Mântuitorul să ne dea la o parte găoacea și să ieșim și noi la viață așa cum a ieșit și El. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Iubiți credincioși, se spune că atunci când Sfântul Gheorghe este prăznuit după Paști, sunt ani mai de putere, mai de tinerețe. Mă bucur tare mult că suntem în număr atât de mare, pentru că mă gândesc că mâine este a treia zi de Paști și poimâine este Sfântul Gheorghe. De aceea vă încurajez ca salutul de care v-am spus să-l folosim până la înălțare, dar să fie un salut pe care noi să-l folosim în cunoștință de cauze și mai ales acest salut să se și dovedească. De exemplu, dacă îl saluți pe cineva de dimineață, așa, mai mult vorbăind, bineînțeles că mesajul tău deja are un răspuns ori de tot, ori de loc. Adică ori de bag în seamă, ori la unde. Unii zic, eu sunt iar. Tată, Hristos a venit. Să dovedești faptul că tu crezi în ceea ce e. Așa, de exemplu, era cineva și l-a dat bună ziua și zice, nu prea e bună. Apoi, băi, tată, băi, asta înseamnă că te-a băgat în seamă cu Dumnezeu. Că vreau să știi că sunt aceeași rugime de unde, nu așa. Eu nu sunt de la meteo să spun dacă ziua e bună sau e rea. Și în afară de asta, când plouă și nu-ți place mata, agricultura e în floare. A, zice, așa se pune problema. Da, de ori sunt supărat. Dacă ești supărat, să știi să se crede toată lumea. Contează foarte mult cum începem salutul ca să primim. V-am spus și eu că jumătate din comandă este un ecou al modului în care o trasăm. Aveam în armată un comandant de batalion care zicea la stânga, păi tată, nici mai mai călcâie. Imediat după ce era stânga. Dar avea și o companie care zicea la stânga, aaa, sunt doar cea pe urmăș. Contează foarte mult cum dai comanda ca să fie și executat. Contează foarte mult cum să anunți ca să primești înapoi răspunsul și contează foarte mult ce atitudine ai ca să aibă și alții atitudine față de tine. Dacă te văd așa că mormă și te duci de colo-colo, cu siguranță nu te va gândi din seama. Dar dacă văd de calitate și dacă văd putere în mesajul tău, și mesajul nu e neapărat să spui ceva. Mesajul este că mergi. Te vede cum mergi. Mesajul este cum respiri și cum, ce ținută ai. Nu trebuie să fii neapărat îmbrăcat la costum ca să ai o atitudine. Contează foarte mult ce trezești, ce stârnești în ceilalți. Dacă stârnești într-adevăr în ceilalți bucurie de viață, este un mesaj. Bă, fraților, eu sunt viu! Eu sunt viu! Vă imaginați ce interesant de acest mesaj? Eu sunt viu! Acum nu o să stabilească nimeni dacă e viu sau nu e viu. Dacă merge așa, mă fac un jur și să duleam nimeni cu un picior pe altul. Când ești viu, trebuie să mărturisești că ești viu. Nici nu trebuie să știe lumea că ești creștin sau nu ești. Dar prin atitudine deja află că Hristos a înviat în tine. Păi dacă a înviat Hristos în noi, vă imaginați că trebuie să fim, într-adevăr, martorii și mărturie vie că Hristos e viu în noi. Dacă ducem așa, ia uite, ăștia care sunt cărcotași prin fire, să știți că nici acum nu le place că e soare. Nu e bine, trebuia să plouă mai mult, că nu o să crească iarba, o să fie. Bineînțeles că dacă plouă prea mult, zici, ce vreme urâtă, și sunt tot pe partea lor. Fraților, foarte mult contează atitudinea. Și atitudinea parcă înverzește și în noi atunci când avem un mesaj. Mesajul acesta este că suntem vii și mărturisim că suntem vii din faptul că îi anunțăm pe ceilalți că Hristos a înviat. Să vă ajute Dumnezeu să înțelegem împreună acest mesaj, măcar până la înălțare. La mulți ani și un canon profund de a da acest mesaj și celorlalți. Hristos a înviat!